mai duc la... Dar eu am râs foarte tare la un moment dat, atât de tare încât a început toată lumea din jur să râdă. Așa, deci când s-a beșit cineva sau a făcut ceva o chestie. Băi, s-a întâmplat de la post, de la fasole, de la Doamne ajută. Ce am zis? Să se facă mătănii, știi, și când se fac mătănile, se strânge burta când te duci în jos. Bă, și deodată a pârâit la unul din față, știi cum pârâie harbujeia cop? Bă, spate. Și mi s-a dus și părul pe spate, așa, nu știu cum. De atunci are niște gene pe spate. Da. Deci mi-a făcut laminare gene, efectiv, mi-a făcut laminare. Bă, și când a făcut un vânt din ăla, mă, am început să... Aici o să pun, scuze, o secundă, poza aia cu tine de la sărit de pe fix cu părul. Da. Asta chiar te rog să pui că... Ei, și atunci în moment... Ai început să râzi. Ăla, am început să râd din toată. Ți-ai luat beșina în față și ai început să râzi? Doamne, dar n-am avut cum, că de la gazul ăla nu știu ce avea. Era gazul iran de la... Da, care îți provoacă și râsul, nu știu ce dracu, să ai gaz din ăla de râs. O fi luat, mă, ăla, o fi mâncat heliu. Da. Și acolo... De la post, de la rugăciune. Bă, și în momentul ăla a venit popa, a venit și pe acolo, venea, dădea cu tămâie, că s-a simțit că acolo a fost duh rău pe acolo prin jur. Duh neală, nu duh. Și așa, și ce a fost foarte tare este că o doamnă care a dat-o a fost o babă. Bineînțeles. Era o doamnă cu rugăciune și cu post și cu fasole și a venit la mine și mi-a zis, eu care râdeam, o distare cât se audă și ceilalți, nu? Da, dă vina pe mine, că eu sunt bătrân. Și nu mi-e rușine sau ceva. Și nu mi-e rușine. Ah, excelent. Veteran de război a încasat acest glonț pentru... Da. Foarte frumos, foarte frumos. Da, ea a fost. Și o zis-o cu voce tare, dă vina pe mine, că mi-e nu mi-e rușine. Dă vina pe mine, că mi-e rușine. Da, dă-mi și mie locul ăla în autobus. Eu m-am făcut pe mine să fiu vinovat. Da, eu o chestie similară cu asta în biserică, eram la biserică și de obicei în joia mare era super plin acolo. Este un moment în liturghiile astea catolice în care să oprești toată lumea, să îngenunchează și stă câteva secunde, nu știu ce. Bă, și fix în pauza aia când liniște totală se aud gliu mațe de cuiva. Și era deja amuzantă situația și eram tot, și ne abțineam și aveam un prieten ăsta de lângă mine. Nu eram eu la care așa, dar era cineva din față. Ne-am cam dat seama cine e acolo din față. Și ăsta, ca să facă și mai dubioasă situația, să vine la urechile mele, urechea mea, și zice foarte tare: băi, dar ți-ai post? Și era omul ăla care eu făcut stomacul așa, era chel și era în genunchi, noi eram în picioare. Păi s-a luat și chel ea când... I s-a prins un beculeț. Bec smart a fost, săracul.